Slavă lui Dumnezeu, stă în ascunde a lucrurilor. iar slavă împăraților stă stai în a, sta a lucrurilor. Proverbele 12 și 13, versetul 2. Dumnezeu s-a te binecuvintat. În această dimineață, aș vrea să încep cu un proverb. Care nu este din cartea proverbelor, nici nu este din biblie, um, dar are o anumită măsură de înțelepciune. Um, și a, a, acest proverb spune următorul lucru. Cei care nu învață din istorie sunt condamnat să o repete. Cei care nu învață din istorie sunt condamnat se repete. O să zic a treia oară, cei care nu învață din istorie, sunt condamnați să se repete. Și mulți oameni, inclusiv creștini, noi repetăm greșelile din trecut, pentru că nu vrem să învățăm din trecut. Ce când mă refer a trecut, mă refer nu la trecutul nostru, la trecutul omenirii.

Și aș vrea să înțelegi că noi zicem Hristos și noi. Ok, Hristos și noi pentru ce? Pentru mult Hristos și noi ca să mergem în cer. Este adevărat, dar nu este totul. Hristos și noi pentru că Dumnezeu va să treacă prin noi să fim un răspuns la problemele care sunt aici pe pământ. Dar, dacă nu suntem atent la ce mâncăm și la ce am mâncat, s-a putea că ce este noi să nu se manifeste, să nu ajungă la maturitate, din pacat. Aș vrea să-ți pun întreba. o întrebare. am timp, deci o să ai bonus astăzi, garantat. Noi să mă opresc la 10 minute. Aș vrea să spun această întrebare. Înțelegi tu contextul în care te afli? Să pun întrebarea din nou. Înțelegi tu? În ce context se află acum viața ta? Nu te întreb dacă înțelegi viața ta, te întreb dacă înțelegi contextul în care te afli. Uneori suntem așa focalizat asupra doar vieții noastre, că ignorăm contextul. Și nu știm că contextul ce se întâmplă în jurul nostru e mereu mai puternic decât simplă noastră viață. Pentru că nimeni nu trăiește doar pentru el. Asta e chiar în Scriptură copiii lui Israel erau în Egipt. Când, au ajuns în Egipt, s-a trimis la Gosen, cel mai frumos loc, și era un, un, un timp prosper, au, a de au de foamete. Au fost primit cu noare în Egipt. Însă Biblia zice, la -a -a, un moment dat, s-a ridicat un faraon care nu l-a cunoscut pe Iosif. Cu alte cuvinte, n-a avut niciun respect pentru Iosif implicit atunci, nici pentru poporul său. Și aici era o schimbare de context. Erau tot în Egipt, dar contextul s-a schimbat. De aceea este trist, copilul lui Israel nu au înțeles contextul. Pentru că înainte de asta era un anumit context. Erau cei mai bine primiți în Egipt când vine acel nou faraon care nu-l cunoaște pe Iosif, contextul se schimbă, doar că copilul lui Israel nu sezisează această schimbare. Și din cauza asta o vor plăti foarte scump. Când a venit acest nou faraon, viața copilului lui Israel nu s-a schimbat în Egipt imediat dar contextul se schimba. Așa se întâmplă și în viața noastră. Se schimbă anumite lucruri. Se schimbă contextul. Dacă nu ne dăm seama, s a putea să ne coste scump. Și acel nou faraon, Biblia zice, a chemat poporul lui. Și a făcut ceva. Aici să mergem în carte exod. Exod, exod, um, exod, um, opt. cu opt, capitolul cu opt. Peste Egipt s-a ridicat un om parat, care nu se pe Iosif. El a zis poporul lui iată că poporul copilului lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Venim să ne aratăm dibaj față de el ca să nu crească, pentru că nu cumva dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrasmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. În caz că se ridică un război, hai să ne asigurăm că suntem înțelepți cu acest popor. De când, când împăratul ăsta vorbește așa, deja face pe egipteni să privească pe acest oameni pașnic care trăiau lângă ei ca o amenințare. Dar singur care nu înțelegeau contextul erau victimele viitoare. de au cazut și în capcan. Când nu înțelegi contextul în care te afli, vei cade în capcan.

nu este ideea principală. Dar am vrut doar să-ți cum, de multe ori, copii lui Dumnezeu, că nu înțeleg contextul în care se află, sunt prada orice pacalea la orice capcană a dușmanilor. Să nu mai duc la text care uh, a fost așa o descoperire extraordinară pentru mine, care zice, în Israel nu se găsa niciun fierar. Pentru că filistenii au zis, hai să împiedicăm pe Israel să aibă fierar. Si problema este que israel nușpuna no nichun problèma biblia qia spune que nei avanevo de fiera se si no seclasr un pic cum de noi nu no avem nichun ni ni fierrar nuapus no problema dei lipsa de fierrar la ei era un plan binestabilit de dușmanilor hey! la fecumaai lipsa de putere lipsa de arme lipsa deanumitelucro este un plan binestabilit de, dușmanul. Dar copilul lui Dumnezeu nu-și pun problema. De ce nu avem asta? De ce nu putem Nu-și pun problema. Nu, nu, în nu înțeleg contextul. Aia, ai, 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 Să nu mai vorbesc de contextul unde suntem acum în zilele astea. Asta e altă temă. Dar aș vrea să înțelegem în ce context ne aflăm în raport cu tocmai tema care discutăm. Pazitivă de a lua fariseilor și a seducăilor. Cei care nu învață din istorie sunt condamnați să repete greșelile.

Pentru că el, în statura lui spirituală, înțelege că moartea este un somn. De care oricine se va trezi. Adică partea trupului. Se va trezi la un moment dat. Când sufletul este unde este în funcție de cum a trăit pe pământ. Deci, ai grijă de ce mănânci. Ceea ce îngerul spune, la sortie à lui Manoa, la mère à lui samson ai grige de ce manange d'une cause que Dieu va créer une tine y a la des valables valable chez astazi pour une tine de acheter ainsi sortie à lui Manoa. nous, c'est -ce doit à sortie à lui manoua représente autre personne car Dieu a préparé tout un plan ça fait que tu vas ignel ça porte tu vas ça porte au uh, vision, on vise ça porte mais de part plan lui Dieu trebuie să aibă grijă ce mănâncă. Trebuie să aibă grijă ce învățătură ascultă și crede. Acum, legat de asta, în ce context ne aflăm? Pentru că din nou și din nou sunt șocat. de naivitatea Hai să zic doar de naivitatea unor persoane. Să fiu dragut. Naivitatea ți se poate părea un lucru banal, dar citește Scriptura. O să vezi un tânăr proroc destinat la un viitor strălucit, puternic în vorbe și în fapte, dar a fost ucis de un, un leu. Foarte repede nu în batrinit. De ce? Pentru că a fost naiv. A crezut procul batrin. Toate lucrurile astea sunt în scriptură. De aceea de multe ori sfatuiesc la uneori când mi se întreabă un anumit lucru. Zic așa, uite, foarte bine pentru cei care vin și spun Dumnezeu mi-a zis asta pentru tine, Dumnezeu mi-a zis asta. Foarte bine, e și biblic. Dar hai să-ți mai zic ce este biblic. Ce este biblic este, zice, cineva reproce o descoperire, să procească și doi, trei, să cerceteze. Și în multe cercuri versetul ăsta este uitat. Cum cineva zice, din partea Domnului am primit, trebuie să se pune amin. Zic, nu, 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 trebuie să cercetăm, pentru că așa zice Scriptura. La fel cum zice Scriptura, să nu, să nu disprețuim să nu împiedicăm vorbirea în limbi, prorocii și așa mai departe. La fel, Scriptura zice să cercetăm și să reținem ce este bun. Aha! Pe de ce să spunem să reținem ce este bun? Pentru că Dumnezeu șia că uneori ceea ce unii o să spună este puncte, puncte, puncte. Poți să-ți mai zic un lucru? Nu, e pentru a te ajuta, e pentru a ajuta unii dintre voi.

Și oamenii îmbrătișează orice. Hai să-ți spun contextul unde ne aflăm. O să mă duc să citești un, un capitol din Scriptură. Uh, dacă te pui în contextul, îți vine să plângi. Sunt foarte multe, munți în acest capitol. Și acest capitol este în faptul apostolilor care ne poate ajuta <laughs> să înțelegem în ce context ne aflăm vis-a-vis -vis de Marc 16 și 6. Pentru că când nu înțelegi contextul, când nu ai o viziune mai largă, mai globală, te ocupi doar de colțul tău. De multe ori ești orb legat de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și devii o victimă. Când Iacov a văzut că fața lui Laban s-a schimbat, a zis, îmi fac bagaj. A înțeles că aici este o schimbare de context. Trebuie să plec. Oricum nu a fost așa dragut cu mine, dar acum, deja când fața lui era normală, zâmbea, am văzut ce mi-a făcut. Pe acum când fața lui s-a schimbat, ai, nimic bun nu mă așteaptă aici. Hai să-mi fac bagaje. Și si Dumnezeu a confirmat, da, plac, acum e timp să pleci da, vezi, Iacov a înțeles schimba, era aceloși om da, nu s-a schimbat, era tot tata socru, tata socru da? nu s-a, uh, 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 nu a venit un alt uh, uh, tata socru nu a venit Geneza 31 versetul 2, Iacov s-a uitat și la fața lui Laban Geneza 31 versetul 2, și iată que y'a n'ouma mêmes irak et naïnte. Aïe, aziz. A touche domme, aziz, Yaakov, En toi, je t'en sais, à Paris, l'autre. D'ailleurs, je t'ai entendu dans contexte. Il y a Chilach Tata Soko. Dans ce contexte, c'est ce qui Aïe, 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 aïe. OK. Mais je vais faire la postule. Dosez-la. Faites la postule. Dosez-la. Aïe, aïe, aïe. Hai să citesc de la 16. Să înțelegem contextul în care ne aflăm. În raport cu Matei 16 cu 6. Pavel se otarese, versetul 16, să treacă lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu pierdă vremea în Asia, că se grabea dacă i va ficu putință să fie în ierusalem de ziua 5zme însă din milet pavel a trimis leefez și a chemat pe prezbiteri biserici prezbiteri biserici deci din efeze ve8 când au venit la el l-a zis așa știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua dintin încare am pus piciorul pe pamântul asiei am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau în eltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Oh, mă rog, Domnul să, trimite lucrător care nu ascund nimic de ceea ce este de folos. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să Vă înveți, înaintea norodului, și în case, Pe de ce să te temi, să te propăduiești? De ce zice, nu m-am temut? Pentru că în propăduiră planul lui Dumnezeu a Evangheliei. sunt lucru care provoacă reacție ferviciență. Să lucru care facă oamenii să scrieștea să din dinți. Să vor să te bată, să te omoară. De fapt, Pavel de câte ori a fost chiar bătut. De ce despre ce nu m-am temut, v-am propăvăduit. Înaintea norodului și în casă. Și s-a vestesc iudeilor și grecilor pocăință față de Dumnezeu și credință în Domnul nostru Isus Hristos. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalem fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Un mare slujitor, dar exista și necunoscut în viața lui. Marele Pavel. Zice, mă duc acolo, nu știu ce mi se va întâmpla. Omul care a primit marele descoperiri. Dar exista și necunoscut în viața lui. Așa că nu intri în panică când uneori sunt anumite elemente care nu le știi. Dar să fim îngrijorat că nu știm ceea ce a trebuit să știm. Pentru că asta înseamnă că am lepădat cunoștință. Asta e altă temă. În fine. Uh, nu mai dur să mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțul și necazul. Nu a fost ușor. Și Dumnezeu l-a înștiințat. Nu era uimit de persecuția, de împotrivirile.

era necunoscut, era și cunoscut. Știa că voi nu o să mă mai vedeți. Ne luam chiar rămas bun. De aceea îți spun, este un moment emoționant. A chemat presbiter. L-a zis, știți cum am slujit cu smerenie, știți lacrimile, știți persecuția, prin ce am trecut. Dar acum plec. De aceea, le spune ceea ce urmează acum. De aceea, chiar verset 26 începe așa, de aceea vă marturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Ai, 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 tot, 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 tot. Nu m-am ferit. De ce? Pentru că dacă e să de tot planul lui Dumnezeu, mai ales în zilele noastre, era adevărat atunci, dar și mai mult atât. Ei, trebuie să te ferești. Ai de ce să te ferești? Pentru că vei spune anumite lucruri, deși sunt în Biblie, o să ridice împotrivit. Dar zice, nu le interesa viața lui. A zis, nu o să mă feresc. V-am spus tot planul lui Dumnezeu. Înseamnă că exista posibilitatea să spună planul pe jumate. Am întâlnit pământ creștini care au auzit doar o parte din planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, dumnezeu nu va doar să o parte. Va să-și tot planul lui Dumnezeu. De exemplu, dacă tot ce știi si este că ești mântuit și si într-o zi mergi în cer, și si nu știi si până mergi în cer, aici pe pământ, ce ai de făcut, ai auzi doar o parte din planul lui Dumnezeu. Pentru că ai fost mântuit, de deci ce nu te-ai dus direct sus? Ești încă pe pământ. Pentru ce ești încă pe pământ? Trebuie înțeles de deci. ce. Și planul lui Dumnezeu descoperă asta. Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Uh, Intram în in context. Intram, ne in apropiem. Să înțelegem ceva. Luat Siam! luați Siam! ei! Luați seama. Ai, ia, Să vă feriți de a lua nu, nu zice asta aici, dar luați seama. E un avertisment. E un avertisment. La fel, înge a, 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 a înștiint, a zis, acum să iei bine seama să nu mănânci orice, să nu bei orice. Și acum, Pavel, când îi cheamă pe prezbiter, cei care sunt responsabili peste biserica din Efes, le zice, uh, le, le spune cât l-a costat, cât l-a costat el Pavel. Pentru că a fost un preț greu să le propagărească Evanghelie. Și acum că placă, zice, luat, nu mai sunt, eu plec, nu o să mă mai vedeți, dar luați bine seama. La ce anume să ia seama? La tche un nouveau à ses amis. Ok, aïe ça viedem, aïe ça viedem. la voie la vie. je vais vous dire, en chiva. Maintenant, si tu m'a la voie en chiva. Avec grig. La voie en chiva. Si la tour m'a pesté carré, va pousser d'où le saint épiscope. Quand ça pastorite,

Épiscop. À ça. D'acheter, parce que les choses que ça va être grigère, loi bien évidemment, ça va être grigère. OK ça va être grig. Okay, parce que, par exemple, une chose c'est la la, la la femme. să iei bine seama, să ai grijă, să nu și spune care este pericol de care trebuie să se ferească să aibă grijă. Aici, Pavel le spune, să aveți, să luați bine seama, la voi și la turma peste care Dumnezeu va pus, dar de ce? De ce să aibă? adică de ce anume să se ferească? De unde vine pericol care deja Pavel vrea să le înștiințeze? De unde vine pericol? Uite ce zice Scriptura. Versetul 29. Știu bine. Știu bine. Cu alte cuvinte. Ok, mă duc la Ierusalim, nu știu ce o să fi cu mine. Dar asta ce vă spun, știu. Și nu numai că știu. Știu bine. E garantat. E sigur. Nu e ceva care banuiesc. Nu. Știu bine. qa dupa plecara mea se vor vări intre voi la cina vorbeste nu vorbeste la turma aș vra să fi atent aș vra să fi atent nu vorbeste la turma vorbeste la presbiter la pastor la responsable lace carenumim noi conducator biserci zice intre voi adike intre conducator între pastor, între persbite. Zice, se vor vari, se vor, în franceză acolo, vor intra între voi, se vor strecura între voi. Că vari cuvântul ăsta e nou pentru mine. Um, Dar știu ce înseamnă că știu în, în franceză ce zice acolo. Se, 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 se vor vari între voi. deci zice aveți grijă pentru cue ști foarte bine că intrepresbiter voi care sunte responsabil va fi ocum zice infiltrare sau infiltrație bin corectează tu pentro mine că tu ști lingba romană de când t ai nascut eu ști lingba romană doar când am fost dupa optiș plan am învățat bun deci zice Între voi știu că se vor vari, vor intra. Lup rapito. Ai, 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 Se vor vari între voi, lup rapito, care nu vor cruța turma. Deci, până acest prezbiter, aveți grijă de voi și aveți grijă de turma, pentru că pericolul nu vine de pe Saturn, nu vine de pe Jupiter. De fap, nish nou vine din lume. Perikol este ke intre voy presbiter, voy intra nish te lup rapitor. Stiu bine, tou pa plekane. Asta sa skris nou sou kete 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 apope 2010. Pavel dice plek, stiu ke lup rapitor sa intre. Bon. Quelle est la caractéristique es de ce loup rapito? Ou elle parle de dents, ou elle parle de gares, de leurs frochies? Quelle est la caractéristique de leur? Aici, maintenant, la contexte. De ce loup rapito sont periculos?

vor învața lucruri stricăcioase ca să atragă ucenici de partea lor. Dacă îți dai jos ochelari religios, o să vezi cum asta se întâmplă din plin în zilele noastre. Oameni care predică pentru a-și face un brand. oameni care predică pentru a trage oameni. Să aibă ucenicii lor, nu ucenicii lui Hristos, ucenicii lor. Uneori mă deranjează când cineva îmi vorbește mai mult de... Nu, nu uneori, e un lucru care de obicei mă deranjează. De marele, nu știu, vizionar, marele uh, nu știu cine a lor și nu vorbește de Hristos, nu vorbește de Isus. Atunci am o problemă, zic, ok, o fi acest poate folosit chiar de Dumnezeu, dar nu este Hristos. Oamenii trebuie să fie adus la Hristos. Noi trebuie să privim la Hristos. Deci, caracteristica acest lucru rapidor este că, Pericolul mare este în învățătura lor. Acum, în, văd că în limba română zice vor învăța lucruri stricatoase. În uh, francez zice vor învăța lucruri perverse. Acum, dacă citești asta la prima de suprafață, ai impresia că se referă la oameni care o să dau niște învățături chiar stricate, ceva de genul bun. E ok acum să fi destrabalat. E ok acum să faci asta. și asta este stricacios. Și s-a putea să, să, crezi că se referă la asta. Dar aici, cuvântul care este tradus stricacios, adică învățătura stricacioasă, când te uiți la cuvântul în original, atunci se aprinde becu. Ok, hai să mă duc ce înseamnă cuvântul ăsta. Bine, eu știu, da. Mă duc pentru tine. în engleză, zice, învățător stricatoase, de fapt, cuvântul stricatoase, bine, nu pronunț bine, voi ați făcut greacă o să mini, de mine, diastrefo sau ceva de genul ăsta care înseamnă to distort, to turn aside. To pervert, to corrupt.

Deci, de fapt, ce zice Pavel este, aveți grijă, să vor introduce. Intre voi, lupt de rapitor, în poziția de învățator. Pentru că zice, vor învața. Deci o să aibă învon, o să intre oameni Dragii... care o să ajungă la învon, o să vină oameni care o să scrie o carte teologice, în poziția de învața pe alt, dar care vor strecura niște lucruri distorsionate. Asta este contextul în care ne aflăm. Nu de mult cineva m-a întrebat, ok, nu înțeleg un lucru, avem același Biblie, avem același Duh, de ce nu, vedem, nu, nu, citim script, nu înțelegem Scriptura la fel? Foarte simplu, s-au strecurat lucruri rapitor, care au distorsionat. Asta e contextul în care ne aflăm. Vrei, nu vei, asta este realitate. O să-ți fac, o să-ți mărturisesc un lucru. Când Domnul m-a mântuit, primul loc unde am auzit Evanghelia curată, eram foarte bucuros. Am fost eliberat, am fost transformat și mergeam să învăț dorind, cautând mai mult despre Dumnezeu. Dar când am început să citesc Biblia mea, Chiar în biserica mea am început să văd anumite lucruri unde am zis, nu, ăsta nu este Biblie. Ăsta nu este cea ce vrea Dumnezeu. Dar eram mic, aveam 16 ani, tăceam din gura, dar în inima mea un lucru nu le credeam. Ce vreau să-ți spun? Deși e biserica unde am primit Evanghelia, dar m-am arsodată,

s a fost folosit puternic de Dumnezeu. Moise vorba cu Dumnezeu. Dar când Ietru a văzut modul cum sluja, intenția lui era bună, dar a văzut o greșeală în modul de a sluji. a zis, ceea ce faci nu este bine. Și Moise s-a corectat. A fost destul de smerit. Nu înseamnă pentru că cineva e de la Dumnezeu nu o să facă greșeli. Și în acțiune, și în comportare. Și poate uneori în înțelegerea unor lucruri din Scriptură. trebuie să ieșim din această viziune utopică, irrealistă. Iar dacă cineva e cu adevărat de la Dumnezeu, nu există nicio greșeală, nu există nicio... Pe ce Biblie citim? Ai văzut că Moise a fost fără greșeală? Când propriul lui frate și sora au vorbit împotriva lui, de ce? Nu zic de ce, dacă știm Biblia, știm de ce au vorbit împotriva lui. Facuse ceva care era interzis la copilul lui Israel. Dute în cartea numerilor. O să vezi. Marele Petru. Pavel, om, a dat el ceartă. Zice, pe de ce că nu sunt iudei, poți să fii cu, namurile și dacă vin iudei, te separ de namur. Nu e bine ceea ce face. Deci e marele Petru. Deci asta e ieșit? eu numesc asta viziunea de școală dominicană. Asta e bine pentru copii. care cuad nicte parints cum de exemplo dumnezeu a facut cu propolo israel bible zice cuând israel a iecit dumneziu ladus prin dromul nu cel maiscut ocolirenpuse de ce sa nu va de război de ce era perioda lor de copilarie deci unee lucru nu vrem sa le aratam copi lor și le aratam doar parta frumoasa hasta e foarte bine la nivelu lor dan nu putem crește toate viața noastra cu mentalitate de scoala dominical

Și am răspuns. Ucenici adevărate lui Hristos din Biblia mea. Faceau minuni și vindecă. Hai să, să ne limităm doar la Biblie. Nu la teorie, nu la opinii, nu. Ce vedem în, carte. Chiar în fapt, apostolilor, când sunt amenințat să nu vorbească de Isus, ei se roagă, zice, ne rugăm să ne dea îndreptate la să predicăm, dar nu suntem presca acolo. Dar și să întinzi mâna să se facă minun. Și si iată un om care a primit o învățătură distorsionată, care îl face să creadă că pentru că el nu are treabă cu minuni, cu vindecă, e creștin adevărat și cel care cere de la Dumnezeu astfel de lucru e creștin fals. Pe unde am ajuns? Dar asta se întâmplă când se distorsionează cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este contextul nostru. Va să-ți placă sau nu. De ce să fii naiv, să crezi că ai primit totul corect de la început. Ei! Pe de ce să mai crești? De ce să mai fi calauzit în adevăr? Dacă tu de la început totul ai primit corect. Și dacă chiar este adevăr, dacă chiar ai primit totul corect, de ce nu avem impact în lume. Cum ar trebui să avem, nu după imaginația noastră, după Scriptura din nou. În această dimineață îți ridic anumite întrebări la care nu s-a răspuns, dar de fapt răspund în direct, dar toate asta, deci tot ce zice Pavel aici, zice am făcut asta, am făcut asta, dar vă rog frumos, aveți grijă, pentru că știu că exact asta se va întâmpla. Dacă asta s-a întâmplat da imediat după ce Pavel a aplicat. -da de când a plecat până astăzi, te a trecut? Câte lucruri au fost distorsionate? Domnul Iisus anunță plecarea lui și zice, parafrazez, să nu fiți trist, nu o să vă las singur, voi trimite un alt minghetor. care o să ne ajute. Astăzi, mânghietorul, Duhul Sfânt, e subiect de discordă, de despatere și unii creștini care le este frică de el. De ce s-au introdus lupi rapitor. Cum se fie frica de cel care vine să te ajute? Cum pronunți două Sfânt? Oamenii devin crispati în multe locuri. Dacă zici, hai să vorbim de rugăciune, măcar rugăciune este ok, hai să vorbim de celul e ok. Dacă zici, hai să vorbim de două Sfânt. Hei! Dar de ce această reacție? Ar trebui, de exemplu, când un predicator zice, hai să vorbim de Duhul Sfânt, Oameni să se bucure, da, mânghietorul, cel cu care am parteșit, cel care mă duce aproape de Dumnezeu, cel care îmi da putere să înving natura mea pacătoasă. ar trebui oameni să fie relax, zâmbitori, dar cum sunt crispat, de ce? Au mâncat ceva. Au auzit învățături distorționate. Și cum zici, hai să vorbim de dur, sunt crispat deja. Și zic, ok, dar ce o să spună? Ce o să spună? O, o, o să spună cum am învățat eu la teologie, o să spună cum uh, am fost învățat eu, sau o să spună altceva? În loc să se gândească, ok, ce o să spună, o să spună ce zice Scriptura sau nu? O să spună ce zice denominația noastră, nu? În loc să zice ce zice, ce a învățat Isus, ce zice Scriptura. De ce? s am introdus lucrul rapitor. Asta e contextul. Cei care nu învață din istoria sunt condamnați să repete. Adam și Eva era în gradină. Nu exista păcatul în lume atunci. Nu am zis că nu exista păcatul în univers. Am zis pe pământ, nu era păcat. Că Biblia zice, Păcatul a intrat în in lume prin Adam, dar înainte să intre prin Adam, înseamnă că nu era. Și avea Adam și Eva, totul era frumos în grădină, Adam avea stăpânire putere împreună cu Eva, peste tot ce era pe pământ. Ce a făcut șarpele pentru a distruge asta? Nu s-a dus la Adam a zis ok, începe uh, să o bat pe Eva sau... Uh, Uh, safanusutye nebunye sɔmɔ sa e si okay. pe vechi nono bine nuyera vechi natutu da simulu kafaku satana afosoke daka pot intra pot convicts per un odinye sa consommer sa manager tsenutrebuye nyamatinskop ati doir sa manantier doir sa manantier. Doar aluatul care nu trebuie să intre în ei. Doar mâncare care nu trebuie să intre în ei. Atât. Și șarpele nu s-a schimbat. Și astăzi, zice, cum să fac să limitez pe acest creștin? Cum să fac să-i fac ineficient? Hai să le fac să mănânce ce nu trebuie. Învățător distorsionat. Biblia zice clar, e un principiu. Și mulți vrem să aplicăm asta doar la proști mincinos. Știți, domnul zice, îi veți recunoaște după roadele lor. Hai să spun un lucru, nu doar proști mincinos. Și noi ni se aplică acest principiu. Trebuie să fim recunoscuți după roadele noastre. Poți să-mi fi, eu am totul corect. Întrebarea mea si, este, ok, vreau să văd vre roadele. Nu cuvintele. Vreau să văd vre roadele. Vreau să văd vre impact.

Nicodim zice așa, la versetul 2. Uite, Ioan 3 cu 1. Între farisei, era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Un fruntaș. Acesta a venit la Iisus noapte și a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Ok, din ce cauza a ajuns? El și unii dintre ei, a ajuns la concluzia Deși Domnul Iisus învăța extraordinar cum nimeni n-a învățat, aici Nicodim nu menționează învățătura Nu zice, știm că ești un învățător de la Dumnezeu, că învățătura ta e diferită, e bine structurată. Nu, 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 nu. Uite ce zice Nicodim. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele, 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 semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. De aceea Pavel, chiar Pavel zice, voi veni acolo și o să mă uit nu la cuvinte, dar la putere celor care au vorbit așa. Deci să nu zici că eu spun asta. În Biblia ta scris asta. Pavel zice, o să vin să văd cei care au vorbit asta și nu o să mă uit la cuvinte. O să mă uit la putere. Ce putere au? Ce poate să fac? Ce impact poate să aibă? de a cel rău. Și aici a introdus o gândire distorsionată. A, putere nu este importantă. Important doar e să citești Biblia. Dar când citești Biblia, Biblia ți anunță că puterea este importantă. Iisus a zis la ucenici, nu vă departați până aveți fi îmbracat cu puterea de sus. Am parafrazat. Deci, șarpele tehnica lui din Geneza, hai să introduc un aliment, hai să introduc un trupul tău, ceva care nu s-a schimbat, de fapt, de fapt, de fapt. Ce a fost acum acel eveniment global pe Pământ? A fost nimic comparat cu ceea ce vine. Și se va impune, se va introduce în trupurile oamenilor anumite lucruri. Șapele nu s-a schimbat deja oricum se introduc în in multe căi. Oh, nu, no, asta e o gândire complotistă. Citește Biblia, atunci spune, oh, autorii Bibliei sunt complotiste. Că în Apocalipsa zice clar, va face că mici bogat-saraci, liber-sclav, să li se pune în trup ceva. Este că în Biblia ta, atunci zice Biblia e complotistă. Că ăsta e în comunicare, sunt foarte au introdus conceptul de complotism. Și cum ceva nu le convite, a, asta e complotismul. Nu s-a schimbat. Hai să introduc în ei ceva care înnăbuși mareția care Dumnezeu a pus în ei. Și, vezi, în Geneza, ceea ce e interesant, nu șapele a luat pomul. Putea să rupă șapele și-a apelat și a zis, uite, nu vrei. Dar nu și Eva cu mâna ei, cum asta zic cu mâna noastră. Aveți voi o vorbă? Omul și-a făcut-o cu mâna lui, da. Cu mâna lui, cu, cu mâna ei a mâncat, nu cu mâna și Sina Și n-a avut seama, pentru că Dumnezeu i-a spus la dam pomul din mijlocul lui, pomul cunoaște bine și eu, lui, să nu mănânci, căci în ziua când vei muri, negreșit vei muri. A fost un avertisment, dar nu l-au ascultat. Pavel a dat un avertisment, dar când l uit în jur, avertismentul nu a fost ascultat. Și cu mâna noastră mâncăm și ce e bine și ce nu este bine. Mâncăm. Nu filtrăm prin scriptură. Și de ce sunt periculoși învățăturile stricato stricatoase sau distorționate? Introduc în tine niște concepte încât, chiar când citești Biblia, tu înțelegi altceva. Pentru că nu mai citești ce zice Biblia, vezi în Biblia, în prisma ce ai auzit distorsionat. Îți dau un exemplu. Dacă cineva vine la tine și zice, zice, ah, vezi fratele de acolo. Ah, a fost, e un frate rău, face asta, face asta, face asta. Chiar dacă nu este adevărat ce ai auzit, când tu vei fi lângă acest om, când omul respectiv îți va întinde mână, în tine o să scârți un pic. Pentru că nu-l privești în prisma ceea ce este el, îl privești în prisma cei ce ți s-a zis rău despre el, chiar dacă nu este adevărat. Tot așa, când învățături care distorționează adevărul au intrat într-un om, chiar când citește scriptura lui, nu vede ce trebuie să vadă, pentru că vede scriptura în prisma ceea ce a auzit distorționat. Deci este o treabă foarte serioasă. ia, 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 Care este soluția? Soluția este să-ți arunci ochelar religios. Soluția este să-ți arunci ochelar denominațional. Soluția este să te otarezi, să te uiți la Scriptura cum este. Soluția este să accept că poate unele lucruri, or nu le-ai înțeles tu cum trebuie, Or chiar cei care te-au învățat nu l-au înțeles cum trebuie. Și mai bine îți dai seama mai târziu decât să nu îți dai seama niciodată. Adică niciodată aici pe Pământ. Mai bine te trezești aici. Chiar dacă e mai târziu decât niciodată. Soluția este să dorim din toată inima. Nu. Să trăim viața creștină ca să ne folosim de Dumnezeu, dar să înțelegem că suntem ucenici, ca Isus să ne folosească ca niște vase pentru slava sa. Foarte important, înțelegerea noastră a Scripturii depinde și de atitudinea inimii ce ne dorim. Dorim să ne folosim de Dumnezeu, a, ah, El yes, să se ocupe viața noastră, să fie ok și așa mai departe. Dar care e planul Lui? Ce vrea să facă pe pământ? Nu ne interesează? Atunci mai e greu cu înțelegerea Scripturii. Că Domnul Iisus zice, cine vrea să facă voia Lui, va ști dacă sunt de la Dumnezeu sau Deci, trebuie să-ți dorești în inima Sa să vrei să faci voia Lui Dumnezeu. Și dacă vezi că nu este încă această dorință acolo, să te rogi și să zici, Doamne, ajută-mă să-mi doresc să fac voia ta. Când inima ta este plină de dorință să faci voia lui Dumnezeu, unele lucruri o să înceapă să devină clar. Când Pavel a ajuns să spună, Doamne, ce trebuie să fac? Nu a durat mult. Sols au cazut de pe ochii lui. Și unii am înțeles, pentru că unii au zis, dar cum de nu văd asta? M-am dat seama, e vorba de sols. Însă sols nu se cad dacă nu ai o inimă care strigă cum a strigat Pavel. Doamne, ce să fac? Roagă-te pentru mine. Continuă să te rogi pentru mine. Dacă te-am supărat, roagă-te pentru mine. Dacă te-am ajutat să vezi un lucru, roagă-te pentru mine. Cel care l-am supărat, îl las să se roage. Ce crede că ar trebui să se roage? Doamne, dai lui o lumină. Doamne, este un răcetit. Nu înțelege ce zice. Sau, nu știu, dacă te-am încurajat sau te-am ajutat să vezi un lucru, Doamne, dai mai mult lumină. Dai îndrăzneală. Să spună tot planul. Chiar dacă sunt împotrivit. Mulțumesc pentru rugăciunile tale. Uh, Domnul să fie laudat. Când Pavel zice la cei prezbitea din Efes, luați bine seama din dragoste face asta. Și pentru că știe că este un venea un pericol adevărat. Atunci, după acest mesaj, poți să continui să crezi că

Oare ce am înțeles, dar este greșit? Oare ce trebuie corectat? Și am văzut că această atitudine mereu m-a ajutat să văd, să descoper lucrurile unele care chiar nu l-am auzit în jurul meu. Dar această atitudine a deschis ușa ca Domnul să-mi dea lumina să văd anumite lucruri. Dumnezeu, să te ajute Dumnezeu, să-ți da lumină. Dumnezeu, să ne da lumină și si eu am nevoie. Um, Dar să înțelegem cheia. Inima noastră trebuie cu adevărat să facă voia lui. Să facem voia lui. Și si atunci ne calauzește, ne vorbește, ne îndreaptă. Mopresk a itch, ke Diyo te benis, yoyou besk endom nou.